spațiile. În tabăra social-democraților însă, cel care ar putea avea probleme este chiar șeful partidului. Mai mulți lideri PSD ar putea porni o revoltă împotriva lui Marcel Ciolacu înainte de congresul partidului, spun surse din conducerea social-democraților. Care sunt motivele și cine ar putea să ia locul, ne spune chiar acum colega mea, Mădălina Mihalache. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina, bun găsit tuturor. S-au acumulat tensiunile în Partidul Social Democrat și asta în contextul în care se vorbește despre organizarea unui congres pentru alegerea unei noi conduceri înainte de alegerile locale. Acest subiect a fost discutat la ultima ședință a conducerii Partidului Social Democrat, care a avut loc chiar în această săptămână. Sunt mai mulți lideri județeni ai PSD care sunt nemulțumiți de activitatea lui Marcel Ciolacu desfășurată în calitate de președinte interimar al PSD, spun surse de la conducerea partidului, printre aceștia liderul PSD Neamța, Ionel Arsene, Dumitru Buzatu, președinte PSD Buzău, de asemenea sunt și alți lideri, spun surse din partid, nu sunt aceștia singuri. Îi reproșează lui Marcel Ciolacu faptul că ar fi avut reacții timide la adresa PNL și a guvernării și la adresa președintelui Klaus Iohannis, când ar fi putut să aibă acțiuni ferme și atacuri virulente. De asemenea, sunt nemulțumiți aceștia de faptul că Partidul Social Democrat stagnează în sondaje în ultimele 3 luni și asta într-o perioadă în care susțin aceștia că PSD ar fi putut avea culoar să crească, având în vedere bâlbâielile actualei guvernări conduse de Ludovic Orban. Se vorbește în acest moment despre două variante înainte de congres, fie ca tabăra anti-Ciolacu să facă presiuni ca actualul președinte interimar al PSD să facă un pas în spate, să nu candideze ca președinte la congres, și spun surse de la conducerea Partidului Social Democrat că Marcel Ciolacu chiar ar avea demisia scrisă în alb, chiar de la finalul lunii februarie, atunci când ar fi avut o ceartă cu Sorin Grindeanu, considerat un apropiat al său, cel care a refuzat să facă parte din echipa lui Marcel Ciolacu la congresul care ar fi trebuit să fie organizat inițial la finalul lunii februarie, dar a fost amânat din cauza epidemiei. Ar fi avut o ceartă cu Sorin Grindeanu pentru că acesta a refuzat să facă parte din echipa sa pentru că Sorin Grindeanu își dorește și el să fie președinte al Partidului Social Democrat și, din informațiile noastre, fostul premier chiar ar fi participat la unele întâlniri la care i s-ar fi adus mai multe reproșuri actualului președinte interimar Marcel Ciolacu.